Documente bilingve, sârbo-române, se pot elibera în următoarele autoguvernări locale. Alibunar, Biserica Albă, Vârșeț, Jitiște, Zrenjanin, Covăcița, Cuvin, Plandiște, Seceani, în orașul Panceva, precum și în localitatea Satu Nou. Vorbim de comunele unde prin statutul acestor comune este prevăzut că limba română, pe lângă limba sârbă sau și alte limbi, este în uz oficial. Este foarte important, având în vedere că acum mulți își exercită dreptul în România de student sau avem acum depunerea cererilor pentru cetățenie, pentru acordarea cetățeniei, este important să știe că toți ei care sunt pe teritoriul acestor comune care am menționat anterior au dreptul ca să li se emite aceste documente în limba română. Pe teritoriul orașului Vârșeț din 2013 și până în 2017 au fost eliberate în jur de 40 de certificate de nou-născut, căsătorie și decese. Putem spune un număr foarte mic. Noi le procurăm la timp. În toate regiunile matricole ale administrației municipiului Vârșeț sunt distribuite formularele, astfel că acolo unde cetățenii se adresează pot primi extrase în limba română. Interesul este foarte mic. Până în prezent, nimeni nu mi-a cerut. Ei știu că noi dispunem de aceste formulare, dar nimeni nu a cerut până acum certificat bilingv. Fiecare dintre noi trebuie să beneficiem de drepturile care ne stau la dispoziție.